Mulțumim cu tremur puternic în această dimineață în Marea Neagră, în ce zone s-a resimțit seismul, ne spune colega mea Iuliana Damian. Te ascultăm, Iuliana! Un cutremur semnificativ s-a produs în Marea Neagră în această dimineață la ora 5.42 de minute. Vorbim de un cutremur cu o magnitudine de 5 grade pe scara Richter, produs la o adâncime de doar 10 km. Acest cutremur s-a produs în apropiere de Sevastopol și s-a resimțit puternic în mai multe orașe din Rusia, însă s-a simțit puternic și în Crimea, de altfel regiunea Crimea fiind una periculoasă din punct de vedere seismic, Însă, ultima perioadă a fost ceva mai calmă din punct de vedere seismic. Însă, avem activitate seismică intensă și în țara noastră, pe uscat. Ei bine, am avut în ultima săptămână mai multe cutremure produse în România. Aproape zilnic avem cutremure care se produc în regiunea seismică Vrancea. Însă, ultimul cutremur, ceva mai mare din regiunea Vrancea, a avut loc mai marți, un cutremur de 4,2 grade pe scara Richter, care s-a simțit puternic în mai multe orașe din țară, iar luni un alt cutremur a zguduit Oltenia, un cutremur produs în județul Gorj, de asemenea tot cu o magnitudine de 4,2 grade pe scara Richter.